Roga Gicaru s-a bătut în ultima gală RXF contra lui Cedi, pierzând destul de rapid, însă nu o să vă vine să credeți cu cine este posibil să aibă următorul meci. Este posibil ca următorul meci să fie împotriva lui Petre Ștefan, Petric începând să facă mișto de el, mai multe story-uri după meci spunând diverse lucruri. Dar înainte să începem, vreau să vă reamintesc că dacă vreți haine de genul la prețuri foarte bune, vă aștept pe primul link din descriere. Maru a luptat în ultima gală RXF împotriva lui Cedi, un adversar mai puternic decât el, care s-a văzut din primele clipe că o să câștige, mai ales după ce au apărut astfel de filmări pe internet. Dă-i stângă dreaptă! Stângă dreaptă! Probabil și-a dat și el seama că nu are cum să câștige și a încercat să se retragă, spunând că are probleme medicale. Frații mei, deci nu mai pot face parte din gala RXF pentru că am probleme de sănătate. Probabil vă întrebați ce legătură are Petre Ștefan în toată lupta aceasta. Ei bine, Petric a fost prezent la ultima conferință din gala RXF, acolo unde a început să facă mișto de Maru din public, spunând lucruri de genul. Hei, pui, e o umbrelă de aia de s-o pui pe cap, umbrelă de aia de plastic de mare, de mare. Miștourile nu s-au oprit aici, în urmă cu câteva zile, Petre și prietenii lui au început să posteze clipuri de genul pe story. O să mă spângaresesc acolo cu Cedi, o să mă vedeți cu Cedi. Așa. Ca cicar, ca așa vreau eu. Provocându-l pe Maru să răspundă la ele. Având în vedere că știm trecutul lui Petre Ștefan în ring, care dintre ei credeți că ar câștiga un meci? Lasă în comentarii.